Situație deloc plăcută pentru pietoni pe strada Popa Șapcă din cartierul Arădean, Aradul Nou. Aici mașinile și pietonii circulă în armonie, împărțind același spațiu. Cei drept cele două categorii se respectă una pe cealaltă, mai ales că lungimea străzii este de doar câteva zeci de metri. Ce este mai grav este că această stradă se află în proximitatea unei școli. Asta înseamnă că în fiecare dimineață și în fiecare zi la amiază, în momentul când își duc sau își iau copiii de la școală, părinții împreună cu aceștia trebuie să fie să sacrifice încălțămintea copiilor pentru a intra prin aceste noroaie, fie săriște să meargă pe carosabil, încercând să evite pe cât posibil mașinile care mai circulă pe aici. Nu, dar uitați-vă în ce hal arată aici. Deci e oribil. Normal că noi arată foarte indecent și neplăcut. Când mai treceți ca pieton aici, ce faceți? Pe unde circulați? Păi pe jos. Pe carosabil? Sigur, pe mijlocul drumului. Reprezentanții primăriei spun însă că situația de pe strada Popa Șapcă este una normală, date fiind caracteristicile ei. În ceea ce privește strada Popa Șapcă, aceasta este o stradă foarte îngustă și condițiile tehnice nu permit amenajarea de trotuare acolo pentru traficul pietonal. Nu este, din păcate, singura problemă întâlnită pe străzile din cartierul Aradul Nou. Vom reveni mâine cu un nou caz.